Mulțumim lui Dumnezeu pentru harul pe care ni-l oferă să fim împreună în această zi de sabat și aș vrea să continuăm cu studiul nostru, de fapt să aprofundăm anumite lucruri pe care le-am studiat în școala de sabat și aș vrea să citesc ca și verset introductiv de studiu. De fapt, tot ceea ce o să studiem va fi legat de acest verset care se găsește în Proverbe, capitolul 16, versetul 24. Cuvintele prietenoase sunt ca un fagur de miere, dulci pentru suflet, și sănătoase pentru oase. De fapt, o să vorbim despre un tratament. Sau un tratament, sau o travă. Că depinde. Depinde foarte mult de cuvintele pe care le folosim. Aș vrea însă să citim puțin contextul în care este scris acest verset. Zice așa. Cine cugetă la cuvântul Domnului, găsește fericirea. Și cine se încrede în Domnul, este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă, este numit priceput, dar dulceața buzelor mărește știința. Înțelepciunea este un izvor de viață pentru cine o are, dar pedeapsa nebunilor este nebunia lor. Cine are o inimă înțeleaptă și arată înțelepciunea când vorbește.
și mereu se văd învățături noi pe buzele lui. Cuvintele prietenoase sunt ca un fagur de miere, dulci pentru suflet și sănătoase pentru oase. Multe căi se par bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Observați că toate aceste versete au ca și subiect ce? Despre ce vorbesc ele? Despre vorbire, despre cuvinte, despre inimă și despre înțelepciune. Pentru că scria la un moment dat, cine are o inimă înțeleaptă e numit priceput, dar dulceața buzelor mărește știința. De asemenea, înțelepciunea este un izvor de viață pentru cine o are și scria mai departe, cine are o inimă înțeleaptă și arată înțelepciunea când vorbește. Mult timp nu s-a știut care este, ce efect au cuvintele asupra sănătății umane. Nu s-a știut, dar probabil nici nu s-a încercat să se aprofundeze acest subiect și să se vadă până unde merge el, dar de curând oamenii au început să studieze acest lucru, să facă studii clinice cu privire la influența cuvintelor, să urmărească ce reprezintă cuvintele și cum influențează ele mintea omului, cum mintea influențează creierul omului și cum starea de bine a omului poate să influențeze fiecare organ în parte din corpul omului și fiecare organ în parte, de fapt, se răsfrânge efectul, influența cuvintelor asupra fiecărei celule din organismul omului și nu doar asupra fiecărei celule, ci asupra întregii funcționalități a organismului. Eu o să încerc doar să fac împreună cu dumneavoastră o călătorie a cuvintelor, să vedeți pe unde merg cuvintele. Mai întâi de toate aș vrea să vă întreb, cine emite cuvinte? Avem un emițător de cuvinte sau nu? Fiecare dintre noi. De unde vin cuvintele? Cum? Din prisosul inimii. Da. Originea cuvintelor sunt, de fapt, gândurile. Cuvintele, am putea să spunem, ca și alte acțiuni pe care le facem, sunt, de fapt, materializarea gândurilor noastre. Noi avem doi lobi frontali, în care există o mulțime de neuroni, de fapt totalitatea neuronilor care formează mintea noastră sunt în jur de 100 de miliarde. În jur că nu s-a născut nimeni să numere unul câte unul. S-au făcut așa secțiuni în creier, s-a scos un calup din creier, s-a numărat câți neuroni sunt acolo și după aceea s-a mulțit cu toată suprafața creierului. S-a spus sunt aproximativ 100 de miliarde de neuroni. Un neuron face în jur de 10.000 de sinapse, de legături cu alți neuroni. Acestea sunt celulele care formează materia, ce nu știe, creierul nostru, encefalul nostru. De unde vin cuvintele? Păi cuvintele sunt materializarea gândurilor. Am putea să spunem că, de fapt, cuvintele sunt materializarea gândurilor, iar gândurile sunt materializarea cuvintelor. Nu? Și o să încerc să explic de ce. Pentru că noi avem gânduri în mintea noastră, corect? Gânduri. Și în momentul în care vrem să transmitem ceva, acele gânduri transmit prin schimbare de potențial prin neuronii noștri, un impuls. Impuls
care ajunge, unde credeți? La corzile noastre vocale. Noi avem aici un organ, se numește laringe. Laringele are două corzi. Vedeți, o vioară are mai multe corzi. Știți, nu? Patru. O chitară are și mai multe corzi. Noi, oamenii, avem două corzi. Sunt puse una lângă alta. Cu ele putem să scoatem diferite sunete în funcție de niște oase care sunt la capătul corzilor și pot să facă ca aceste corzi să fie mai puțin încordate sau mai în tensiune sau mai puțin în tensiune. Deci putem să scoatem sunete mai înalte, mai joase, să modulăm vocea. E, toate aceste lucruri sunt, de fapt, materializarea impulsurilor nervoase care vin din niște neuroni, din celulele creierului nostru. Ele vin și ce credeți că fac corzile vocale? Scot sunete. Dar ce sunt sunetele? Sunetele sunt o vibrație a aerului sau a particulelor din aer. Când eu scot un sunet, fac să vibreze aerul din încăpere. Dacă ar fi vid aici, sunetele n-ar mai fi transmise, n-ar mai putea să auzim. Știați? Sunetul se transmite și prin vid, dar foarte, foarte greu. Pentru că nu are cine să vibreze. Noi facem să vibreze aerul și vibrația unde credeți că ajunge? Că nu avem numai un ceva care să facă să vibreze aerul, mai avem ceva. Ce mai avem? Mai avem un receptor. Fiecare dintre noi avem receptoare care fac ca acea vibrație să fie percepută. Și care e receptorul? Urechea, nu? Avem o ureche externă, ureche medie, ureche internă. Deci sunetele ajung aici, trec prin... Sunt captate de ureche externă, trec prin acest duct auditiv, care se face din ce în ce mai mic, până la o membrană numită timpan. Timpan care, dacă sunetele sunt foarte mari, face ca ele să fie diminuate. Îl dați seama, dacă sunt nu știu câți decibeli, ar distruge urechea internă. Și atunci să nu fie distrus urechea internă, timpanul face ca zgomotele mari să fie diminuate. Și după aceea ciocan scăriță nicovală și nicovala face să vibreze o altă membrană care este în ureche internă, mult mai mică decât timpanul, cam de vreo 10 ori mai mică decât timpanul, și aceasta face la rândul ei să vibreze un alt lichid care se găsește în ureche internă, într-un duct care este așa, sub formă de spirală și îl numim melc. Se duce sunetul pe acolo, vibrația, și în acest melc, de jur împrejurul lui, există o membrană care se numește membrană tectoria, pe care sunt niște celule cu un cil mic. Cil mic, mic, subțire. Și aici o altă membrană. Când vibrează asta, cilul mic atinge de sus și se îndoaie în funcție de tonalitatea pe care noi am auzit-o. Și când s-a îndoit acel cil mic, se transformă din nou într-un impuls nervos care ajunge în locul temporar și acolo toate sunetele sunt transformate în materie. În materie care va rămâne pentru totdeauna în neuronii noștri și la rândul lor vor genera alte gânduri care ce credeți că o să facă gândurile respective? Se vor transforma din nou în cuvinte. Deci cuvintele care le spunem nu sunt altceva decât transformarea altor cuvinte pe care le-am auzit. Ați știut? Noi, cuvintele noastre, sunt alte cuvinte pe care le-am auzit și sunt puse deja în creierul nostru. E bine, nu doar corzile vocale, ele emit sunete.
Dar sunetele trebuie să capete o anumită modulație pentru ca ele să poată să reprezinte ceva. Pentru că altfel ar fi numai așa, ceva ce nu poate să fie înțeles. Și atunci sunetele trebuie să capete o anumită modulație. Ele pot să aibă și o anumită reverberație, adică poți să le spui mai tranșant, poți să le... sau să le puțin să modulezi vocea. De obicei, când vrei să spui adevăruri foarte dure și tranșante, cel mai bine ar fi să modulezi vocea ca să nu fie și dur și, știți, când spui un lucru care vrei să fie recepționat, trebuie vocea să fie modulată. E, lucrul ăsta nu-l fac corzile vocale. Știți cine-l face? Cine modulează vocea? Cine face asta? Știți, dumneavoastră, cine modulează vocea? Cine o face să fie dulce? Cum? Limba. De avem limba. Limba stă în gură așa. În funcție de ce sunete vrea să scoatem, în funcție de tonalitatea lor, de cât de ascuțite să fie și așa mai departe. Știați că un capitol întreg din Biblie vorbește despre limbă? Vreți să citim? Să vedeți ce interesant este acest capitol. El se găsește în Iacov. Frații mei, să nu fiți mulți învățători, că știți că vom primi o judecată mai aspră. De câte ori citesc versetul ăsta, mi-aduc aminte de începuturile chirurgiei. Eu am făcut chirurgie la Cluj și printre mentorii mei era și o doamnă, doctor. Și doamnele, știți că așa un pic mai cum să zic, să nu... răspund mai prompt la ce se întâmplă acolo. Bărbații mai stau așa, mai lent un pic. Doamnele sunt mai... Și când operam cu ea, erau unii pe margine care ziceau: nu e bine pe acolo, faceți așa. Și știți ce zicea ea? Toți sunteți profesori. Doamne, toți sunteți profesori. Venea unul, trecea pe hol și vedea că se operează în sala asta și intra și el acolo, dar n-a văzut ce era de la început până atunci. Pașii operatori și așa, băga și el capul pe... Și făcea, bă, nu e bine, așa ar trebui, așa. Ia, toți sunteți profesori. Toți sunteți profesori. Era un foarte bun chirurg în urgențe. Când trebuia să operezi urgențe, era foarte bun chirurg. Toți sunteți profesori. Și după ce ieșeam din sală, zicea, da, dar eu răspund ce se întâmplă. Adică dacă eu mă iau după ăla, după nu știu cine, după care o mai fi să mă iau, cine răspunde? Până la urmă, cine răspunde de ce se întâmplă? Băia care vorbesc vrute și nevrute în jurul meu, cine răspunde de sănătatea omului pe care îl operez? Ce ziceți? Cine răspunde? Eu răspund. Corect? Că eu am pensele în mână și operez. Restul pot să zică ce o vrea. Unul zice, fă așa, dar dacă eu fac ce zice el și nu e bine, cine o să răspundă? El? Eu răspund. Să vedeți că, de fapt, cuvintele sunt ca și un bisturiu. Cuvintele sunt ca un bisturiu, știați? Ele taie în mintea oamenilor care le aud. Face secțiuni în mintea celor care le aud. Cuvintele și efectul cuvintelor spuse vor avea un impact teribil asupra oamenilor care le ascultă. De fapt,
de ce Dumnezeu va trage la răspundere oamenii pentru fiecare cuvânt pe care l-au spus vreodată? Pentru că acele cuvinte au afectat în o asemenea manieră mintea celor care le-au auzit, încât ei pot să fie salvați sau pot să moară. Toți greșim în multe feluri, zice Sfântul Apostol Iacov. Toți greșim în multe feluri. Dar, dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să țină în frâu. Ce credeți că poate să țină în frâu? Că noi zicem, Doamne, cum să țin eu în frâu? Să nu mănânc cu tare. Cum să țin eu în frâu să nu fumez? Cum să țin eu în frâu să nu știu ce să nu fac? Cum credeți că se poate ține în frâu ceva? Uitați ce scrie. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul. Asta înseamnă că e foarte greu de ținut în frâu limba. Foarte greu. Și dacă totuși cineva reușește să țină în frâu limba, să știți că ar putea să se abțină și de la mâncare multă, și de la mâncare nepotrivită, ar putea să se abțină și de la alte lucruri și să țină în frâu tot trupul. Și scrie așa. De pildă, dacă punem cailor frâul în gură ca să ne asculte, ce facem noi cu un frâu mic pe care îl punem la cai în gură? Ați văzut? Știți ce e frâul, nu? Eu, când eram copil, alergam pe dealuri și aveam un coleg care era cioban și lăsa caii pe acolo și zicea, hai să mergem să călărim niște cai. Și eu ziceam, păi hai să mergem. Nu, stai să iau niște sfori. Păi ce să faci cu o sfoară? O sfoară, atât era. Zicea, facem frâu la cai. Păi cum, cu aia atât de mică? Da, o băga pe aici, atât, așa, în gura la cai și ținea de ea. Și aia era frâu și cu asta strunea tot calul, cât era calul de mare. De pildă, dacă punem cailor frâu în gură ca să ne asculte, le cârmâim tot trupul. La fel e și cu limba. Cum poți, dita mai, omul să-l cârmuiești? Adică nu vă imaginați că trebuie unul să-l cârmuiască pe celălalt. Că nu asta zice aici. Scrie despre noi fiecare în parte. Cum am putea noi să ne cârmuim noi pe noi? Ce ziceți? Un frâu în gură și tot trupul o să fie bine condus. Ați văzut și corăbile, spune apostolul. Ați văzut corăbile, cât de mari sunt. Mari și sunt mânate de vânt, uriuți. Totuși sunt cârmuite. De ce? O cârmă mică. Ce e cârma? Ați văzut cât e cârma de mică? Vezi cât un vapor? E vaporul mare și are tone de încărcătură pe el. Știți cine îl conduce prin valurile mării? Așa, ceva așa mai mare. Drept. Și faci pe așa? Bine sau rău? Cum numim asta? Cârmă. Ele sunt mari. Cârma e mică, dar aceea conduce tot vaporul. Are și omul o cârmă, ce ziceți? O cârmă mică? Care o fi asta? V-ați gândit vreodată care e cârma omului? Adică ori o ia pe acolo, ori o ia pe acolo. Ori e bine, ori e rău de el. Care o fi cârma? Scrie aici. Tot așa este și limba. Este un mic mădular. Și se fălește cu lucruri mari. Un foc mic, ce pădure mare aprinde. Limba este un organ muscular așezat în cavitatea bucală, adică aici.
și are foarte, 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 foarte multe funcții. Știați că limba are foarte multe funcții? O mulțime de funcții. Funcția ei este să guste lucrurile. Știți că noi gustăm lucruri cu limba? Păi toată lumea știe, nu? Dulce, sărat, amar, acru și alte gusturi, alte varietăți de gusturi, puțin amar cu dulce și așa. O varietate de gusturi. Dar limba nu e numai pentru atât. Ce mai facem cu limba? Cum? Articulăm cuvintele, modulăm cuvintele. Vedeți, proverbe românești spun, mușcă-ți limba. Ce înseamnă să-ți muști limba? Mai bine muști limba, adică decât să zici vreo prostie, mai bine. Limba este cea care, fără ea noi n-am putea să avem o comunicare verbală. Știți? Sunt și alte animale care au limbă, dar nu o comunicare verbală. De ce? Pentru că nu au dexteritatea, nu au inteligența de a o folosi. Nu au inteligența de a o folosi. Inteligența omului constă în sensibilitatea scoarței cerebrale. Noi avem creierul, dar deasupra sunt neuronii cei mai, să spunem, cei mai, materia cenușie, cea mai densă, care face ca noi să articulăm cuvintele. Și să vă spun ceva. Pe scoarța cerebrală, scoarța cerebrală e de fapt o hartă a omului, știați? O hartă. Se numește homunculus senzitiv și homunculus motor. Adică toate lucrurile care vin sunt pe acea hartă și toate lucrurile care pleacă sunt pe o altă hartă. Aceste două hărți, ele sunt de fapt scoarța cerebrală. Știați că limba și cavitatea bucală ocupă o treime din harta de pe scoarța noastră cerebrală, știați? O treime din homunculus senzitiv și o treime din homunculus motor nu e altceva decât gura și limba, știați? Piciorul are și el partea lui pe hartă, mâna are o parte semnificativă, pentru că noi lucrăm foarte mult cu mâinile. Dar o treime e gura și limba. De a limba s-o țin fruie greu. Zice aici, limba este și ea un foc. Este o lume de nelegiuire. Ea este acela dintre mădularele noastre care întinează tot trupul și aprinde roata vieții. Aprinde roata vieții când este aprinsă de focul ghienei. V-ați gândit vreodată cum poate limba să aprindă roata vieții? Limba e mare lucru, mare, mare problemă cu limba. Să vă spun de ce. De multe ori oamenii vorbesc și vorbele lor sunt influențați de ce au mâncat. Știați? Știați? Că sunt influențați oamenii vorbele la oameni de ce au mâncat? Dacă mănânci o mâncare iritantă pentru creier, nu o să poți foarte bine să te stăpânești. O să vorbească gura fără tine, cum se spune în limbaj non-academic. Adică mănânci fără rost, mănânci grăsim, mănânci o mulțime de lucruri și după aia limba vorbește vrute și nevrute, pentru că sensibilitatea scoarței cerebrale nu este atât de prezentă ca să pună frâul limbii. Dar dacă nu mănânci deloc? Ce ziceți? E bine sau e rău? Ai control. Cum? Ai control. Da, ai control după un anumit timp de nemâncare, dar să știți că dacă este o hipoglicemie
a minții. De multe ori, hipoglicemia poate să influențeze rău limba. Mulți oameni care nu mănâncă timp îndelungat sau care sunt cașetii, sunt slabi, sunt așa, de multe ori vorbesc răutății. Trebuie să existe un echilibru. E foarte greu pentru un om care a postit să nu vorbească rele. E un capitol în Biblie, se numește Isaia 58, care spune: iată postul plăcut mie. Știți ce scrie acolo? Haideți că am citit din el săptămâna trecută. Postul plăcut mie e să se întâmple ceva. Știți ce înseamnă postul plăcut lui Dumnezeu? Să-și plece omul ca un pipiric, să faci așa, ăsta e postul plăcut mie. Să vedeți ce scrie acolo. Are legătură cu limba. Zice așa: iată postul plăcut mie. Dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robii, dă drumul celor asupliți, rupe orice fel de jug. Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, amenințările cu degetul și vorbele de ocară. Eu am stat și m-am gândit, păi cum evrei când posteau, vorbeau vorbe de ocară? Păi uite că vorbeau. Postul plăcut lui Dumnezeu să nu mai vorbești vorbe de ocară. Aș vrea să continuăm. Scrie așa: toate soiurile de fiare de pe pământ, păsări, tăritoare, viețuitoare de mare, se îmblânzește și au fost îmblânzite de neamul omenesc. Dar limba, niciun om nu poate îmblânzi. Ea este un rău care nu se poate înfrâna, e plină de o travă de moarte. Știa lucrul ăsta? Limba e o viețuitoare, fac o comparație, dar nu poți să o îmblânzești. Nu poate să o îmblânzească nimeni. Zice că târătoare, ăștia, aligatori, șerpi mari, pantere, au fost îmblânzite de oameni. Dar limba? Mi-am adus aminte de Steve Irwin, prin 2006. Ați auzit de omul ăsta? El a fost un om la care i-a plăcut foarte mult animale. De la 3 ani locuia cu șerpi, cu așa, că părinții lui cu asta se ocupau. Australian. El e cel care a produs Animal Planet și diferite emisiuni la Discovery. Și el se ocupa cu îmblânzirea animalelor, șerpi, tot felul de aligatori. Are un documentar despre crocodil și el stă în mijlocul la crocodil și bagă mâna în gura lor, așa, cu ea de gât și stă cu ei. Știți cum a murit? L-a înțepat o pisică de mare aici în piept și a murit. Deci animalele poți să le îmblânzești, dar e periculos să stai. Dar știți, e ceva ce nu se poate îmblânzi. Ce nu se poate îmblânzi? Limba. Limba greu. Și atunci ce să facem? Putem să zicem noi, domne, n-avem nicio șansă, limba nu se poate îmblânzi, deci nu putem să cârmulim organismul nostru, că limba nu se poate îmblânzi. Ce ziceți, așa e? Zice așa: cu ea binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl nostru și tot cu ea blestemăm pe oameni. Pe oamenii care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Din aceeași gură e și binecuvântarea și blestemul. E bine așa? Ce ziceți dumneavoastră? Vin aici la așa, cânt în față, nu știu ce, vorbesc despre Dumnezeu. Și după aia mă duc mai colo și șoșotez la nu știu care, la ureche. E bine așa? Ce ziceți? E bine așa, frații mei? Știți, cuțitele ele sunt bune. Tai pâinea cu ele, faci lucruri. Și în chirurgie se folosesc, tai țesuturile rele. Dar cu ea poți să faci și crime cu cuțitele, nu? Așa și cu limba. Zice,
Oare din aceeași vână a izvorului țâșnește și apă dulce și apă amară? Frații mei, poate oare un smochin să facă măsline sau viță să facă smochine? Nici apă sărată nu poate da apă dulce. Cine dintre voi este înțelept și priceput să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii? Vedeți, dimineață s-a vorbit puțin despre Duhul Sfânt. Nu? Ați observat. Erau acolo influențe care influențează mintea și ele erau trei la număr, unele moștenite, unele care vin din mediul înconjurător, încă una care venea cu Satana cu îngerii lui. Satana cu îngerii lui care ne influențează și mai era una bună care era cine? Duhul Sfânt. Am o întrebare, știți ce este sau ce înseamnă Duhul? Ce e Duh? Această denumire, Duh. V-ați gândit vreodată ce, cum am putea să care ar fi definiția Duhului? De fapt, cuvântul Duh provine din limba greacă și înseamnă, are o rădăcină, de fapt, nu. Duh vine din limba slavă și seamănă cu exact cuvântul din limba greacă, seamănă în sensul că este, dacă ai traduce Duh din limba slavă, care înseamnă respirație, în limba greacă este psuhie, de unde vine și denumirea de psihic. Duh din limba slavă, limba slavă, Duh înseamnă, ar putea să ne confirme Alina și cine mai vorbește slavă, Duh, dâhanie, nu? Înseamnă suflare, nu? Suflare. Deci Duh înseamnă suflare, ceea ce iese de aici. În Biblie, și aș vrea să deschidem Biblia, să citim Matei, capitolul Ioan, capitolul 6, versetul 63. El spune așa, Duhul este acela care dă viață. Carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață. Ce este Duhul? Cuvintele pe care vi le-am spus eu. Știați dumneavoastră asta? Așa scrie aici. Cuvintele pe care vi le-am spus sunt Duh și viață. De fapt, dacă citim cum începe cartea lui Ioan, Evanghelia lui Ioan, ea începe așa. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El avem viața și așa mai departe. Observați că în Ioan, capitolul 6, versetul 63, scrie că Duhul este acela care dă viață oamenilor, carnea nu folosește la nimic, iar mai apoi scrie cuvintele pe care vi le-am spus eu, ce sunt? Duh și viață. Știați că oamenii de știință spun astăzi că cele mai bune pastile pentru însănătoșirea oamenilor sunt cuvintele pe care le aud? Cuvintele. La un om, dacă îi spui, nu ești bun, n-ai făcut, ce-i produci lui? Boală. Dacă vii acasă, entuziast, să vezi ce am vorbit, ce am făcut. Și auzi, nu e bine, nu e bine ce ai auzit, las că nu e bine. Ce sunt ele pentru tine? Îți produce bucurie? Îți produce sănătate? Cuvintele, ele pot să ne dea sănătate sau să ne aducă boală. E foarte interesant că Domnul Iisus spune cuvintele pe care
Vi le-am spus eu vouă ce sunt Duh și viață. De multe ori suntem tentați să folosim cuvintele noastre și chiar le folosim cuvintele noastre. Însă originea gândurilor care produc cuvintele, unde ar trebui să fie? Ce ziceți? Unde ar trebui să fie originea lor? Adică ce cuvinte să auzim ca să avem gânduri bune care la rândul lor să devină cuvinte? Păi scrie aici, cuvântul lui Dumnezeu care este Duh și viață. O să mergem puțin să citim din Matei, capitolul 12, versetul 43. Scrie așa, Duhul necurat, când iese dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, căutând o dihnă și nu o găsește. Ce este Duhul rău care iese din om? Ce ziceți? Păi a zis, scrie acolo, cuvântul pe care vi l-am spus și e Duh și viață. Da, cuvintele care ies din om ce e? Care nu vin de la Dumnezeu, ies de la oameni, din ei, de aici. Ce sunt ele? Duhul rău. Iese Duhul rău de aici, de la oameni. Și ce credeți că face el? Se duce undeva și nu mai se întoarce niciodată. Așa scrie. Duhul rău când a ieșit din om, umblă prin locuri fără apă căutând o dignă și nu o găsește. Dar de ce zice că se duce în locuri fără apă? Se duce în pustii, am zice noi, cuvântul. Pentru că în locuri unde e apă, Duhul rău nu stă. Dacă unul vine aici și îmi pune Duhul rău la ureche, dar în mine e apă, stă Duhul rău în mine? Ce zice? Doamne, nu spune astea, nu vreau să o lasă-mă, am alte lucruri mult mai bune de făcut acum, hai să... Dar dacă înăuntru nu e apă, ce face Duhul rău? Ah, ce bine e aici, nu e apă, e pustiu, tot ce bine mă simt. Așa scrie Biblia. Dar ce ziceți, își găsește o odihnă când a ajuns acolo? Că ai zice, mă, s-a dus să nu dei din gura la un om de unde a ieșit, s-a dus par să rămână în ăla la care l-a primit. Așa credeți că face? Zice că el nu-și găsește o dignă. Deci nu stă nici în ăla unde s-a dus cuvântul rău. Dar ce credeți că mai face el? Pentru că nu găsește o dignă la cel fără apă unde s-a dus, ce credeți că face? Atunci zice, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine în ea o găsește goală, măturată, împodobită. Se duce și ia cu el alte 7 duhuri mai rele decât el. Și intră în casa în care locuiesc. Este exact ca și telefonul fără fir. Ați jucat vreodată telefonul fără fir? Știți cum e telefonul fără fir? Se pun niște oameni așa și unul îi spune la unul la ureche ceva. Îi zice un cuvânt. Știți ce ajunge în partea cealaltă? Aici spui pisică sau purece și dincolo ajunge elefant. Așa e. La fel se întâmplă și cu ce scrie aici. Pleacă Duhul rău, nu-și găsește pace, umblă pe la toți, ia tot ce trebuie și când se întoarce, cum se întoarce? Se întoarce 7 și locuiește bine mersi în casa goală, măturată, împodobită. Întrebare, dacă era casa plină, mai era el, mai putea să intre? De ce ar trebui să fie plină? V-ați gândit vreodată? De ce ar trebui să fie plină casa noastră, dar așa de plină, încât să nu se mai poată să intre absolut nimic înapoi? Nimic, absolut nimic.
Adică, de multe ori, dar ce a zis? De ce ar trebui să fie plin sufletul, să nu mai poată să vină nicio vorbă rea în interiorul lui? Vin vorbele până aici și pe aici ies numai binecuvântări și psalmi. Ce zice? Aici vin rele, dar pe aici ies numai binecuvântări și psalmi. De ce ar trebui să fie plină casa? Haideți să citim. Tot Iacov spune la sfârșitul acestui capitol așa: dacă aveți în inima voastră pisma mare, și ce credeți că scrie acolo? Duh de ceară. Să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Ați găsit, nu știu, poate și noi suntem din ăștia, oricare să ne gândim noi. Dacă unul spune o vorbă bună, tu de aici tot duc de ceartă ai cu el. Așa ar trebui să fie. Dacă cumva vreunul dintre dumneavoastră sau eu avem în interior pisma mare și un duc de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Nu trebuie să fie casa așa împodobită cu lucruri din astea, nu. Dar cum ar trebui, ce ar trebui să fie în ea? Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire nefățarnică. Și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Vine unul, spune aici ceva, tu ce spui aici? Aș vrea să închei, dar nu înainte de a mai citi ceva. Ceva ce scrie în Iosua, capitolul 14, versetul 7. Eram în vârstă de 40 de ani când m-a trimis Moise, robul Domnului, din Cades Barnea să-i scotesc țara și am adus știri așa cum îmi spunea inima mea curată. Cine zice asta? Caleb. Unul din oamenii trimis să-i scodească țara. Zice, m-am întors și i-am spus, ce i-am spus? I-am adus știri așa cum îmi spunea inima mea curată. Frații mei, care se suiseră împreună cu mine, ce au făcut? Au tăiat inima poporului. Cu ce au tăiat inima poporului? Cu ce au tăiat-o? Cu ce au scos pe gura lor când s-au întors? Nu se poate, Caleb, Caleb și cu Iosua vorbesc numai, sunt niște, se încumetă, sunt niște încumetători, uite ce vorbesc. Și-au tăiat inima poporului, au făcut pe popor să nu mai vrea să ducă, să se lupte, să nu mai câștige țara Canaanului. Dar eu am urmat în totul calea Domnului meu. În ziua aceea Moise a jurat și a zis, țara în care a călcat piciorul tău va fi moștenirea ta pe vecie pentru tine, pentru copiii tăi, pentru că ai urmat în totul voia Domnului Dumnezeu. Acum iată că Domnul m-a ținut în viață, cum a spus. Sunt 45 de ani de când vorbea Domnul astfel lui Moise, când umbla Israel prin pustie și acum iată că sunt în vârstă de 85 de ani. Și astăzi sunt tot așa de tare ca și în ziua când m-a trimis Moise. Am tot atâta putere cât aveam atunci, fie pentru luptă, fie pentru ca să merg în fruntea voastră. Dă-mi muntele acesta despre care a vorbit Domnul pre vremea aceea, căci ai auzit atunci că acolo sunt anachim și sunt cetăți mari și întărite. Domnul va fi cu mine și voi izgoni, cum a spus Domnul.
Ce cuvinte a scos omul ăsta din gura lui? Ce ziceți? De curaj, de putere, de încredere. Cine locuia în inima lui? Dumnezeu. Când în mintea noastră locuiește Domnul Iisus cu totul, ce o să iasă din de pe buzele noastre? Nu, să știți, nu există nicio șansă de înfrânare a limbii, niciuna. Iacov, el spune exact realitatea, nu se poate. Dacă noi zicem plec de la Eden acasă și o să-mi înfrânez limba, nu se poate. Am auzit foarte mulți oameni, mă duc acasă și o să-mi înfrânez. Nu se poate. Limba nu poate niciun om să o înfrâneze. Și atunci cum poate ea totul să fie, să se întâmple ceva bun cu ea? Ce zice? Cine locuiește în inimă? Ăsta e tot secretul. Cine locuiește înăuntru? Dacă locuiește euul, ce o să iasă pe gură o să fie tot de ale noastre. Dacă locuiește Domnul Iisus, poate să vină pe aici și pe unde o vrea să vină tot felul de influențe, oricât de așa, pe aici vor ieși psalm și cântări de laudă. Nu există nicio altă șansă pentru om. Și versetele cu care aș vrea să încheiem se găsesc în Ioan, capitolul 3. Scrie așa, Dumnezeu în adevăr n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie salvată prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiul al lui Dumnezeu. Și judecata stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii ce au făcut? Au zis la lumină, vină în inima mea, locuiește în ea, umple toată casa, fă să nu mai fie goală. Așa au făcut oamenii. Zice, odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Cine lucrează după adevăr, vină la lumină ca să-i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Cine ar trebui să locuiască din plin în inima noastră, zi de zi? Domnul Iisus. Sfântul Apostol Pavel, el care a fost mare, spunea, eu mor în fiecare zi. Dar știți de ce zicea că eu mor în fiecare zi? Că eu îmi vin cuvinte rele, să le zic. Îmi vine să ascult cuvintele rele care mi se spun. Dar eu mor în fiecare zi. Și cine locuiește în mine? Cine trăiește în mine? Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Dumnezeu să ne ajute ca zi de zi să-L lăsăm pe El să trăiască în noi. Știți cum o să ne numească lumea din jur? Știți cum o să numească lumea pe oamenii ăștia? Proști. Așa să le zică la oamenii ăștia proști. Uite mă, dai cu biciul în el și el zâmbește, spune cuvinte bune. Așa se numesc ei. De către lume în general. Dar știți ce locuiește în interiorul lor? O putere incredibilă, o putere care nu rezistă doar cât timp rezistă lumea asta, ci rezistă o veșnicie. Este de fapt caracterul Domnului Iisus care locuiește în mintea, în inima fiecăruia dintre ei și ei vor trăi veșnic. Dumnezeu să ne ajute să-L acceptăm zi de zi în viața noastră și o să se vadă prin ceea ce iese din gura noastră. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.